o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Fie că sunteți sau nu părinți, cu siguranță ați auzit cel puțin o dată în viață piesa Am o căsuță mică. Ajungând la peste 70 de milioane de vizualizări pe YouTube, Gașca Zurli a venit cu o veste care va bucura cu siguranță toți copiii. Zilele acestea s-a filmat un videoclip profesionist al acestei melodii. Filmăm primul clip adevărat pentru o piesă destinată copiilor. Acum 10 ani când am făcut Am o căsuță mică, am visat să aibă un videoclip adevărat, așa cum au toate superhiturile. Și iată că peste noapte, în 10 ani de zile, visul meu s-a împlinit. Iar Am o căsuță mică, superhitul acestei generații, va avea parte de un videoclip în adevăratul sens al cuvântului, filmat într-un studio de adevăratele. Eu care țin hățurile Găștii Zurli din toate punctele de vedere, eu scriu versurile, eu inventez personajele, eu gândesc spectacolele, pentru prima oară am lăsat în mâinile al cuiva treaba asta. Sunt prima care am emoții foarte mari. Bună ziua, primiți cu Colindu? Ce faci aici fără noi? Am primit pauză de la filmat și am văzut că erai singură. Aceasta este viața mea. O să fie o casă care este și mică și mare în același timp. Pe afară e mică, pe înăuntru e mare. Eu știam piesa asta de, cred că când s-a lansat, dacă nu greșesc, s-a lansat acum vreo 8-9 ani. Eu atunci o știam. Eu când am auzit-o, mamă, nu se poate. Piesa asta, eram fern convins că o să-i fac și clip. Am știut asta. Aveam cu Tudor niște, aveam niște vloguri noi pe net cu mâncare și tot timpul eu cântam chestia asta, cântam melodia asta în filmările de atunci. Da, și uite că a venit și, practic, care e cea mai mare gașcă? Că ai văzut, sunt tot felul de 5 gang, 9 gang, 8 gang. Păi Gașca Zurli, frate, sunt milioane. Iar surprizele nu se opresc aici. De acum, piesa Am o căsuță mică va putea fi auzită atât în română cât și în limba engleză. I have a little house like this, like this. Și am uitat. Băieților le este frică de niște floricele. Nu lor. Să nu-i spuneți că, să nu mă spuneți că i-am părât. Că eu de obicei nu sunt părâcioasă, dar îmi place mult să povestesc, atâta tot. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa. Este cântecul acestei generații. Copiii din ultimii 10 ani cresc cu Am o căsuță mică. E un fel de cățeluș cu părul creț al generației mele. Absolut toată lumea știe acest cântec și îmi doresc că el se arate foarte bine pe tabletele, pe ecranele și pe televizoarele părinților. Așa.